De la 1 ianuarie, clădirile ar urma să fie taxate în funcție de valoarea lor din grilele notariale. Acest lucru înseamnă taxe mai mari în multe situații, mai ales în orașele mari. Premierul admite că administrațiile locale ar avea nevoie de mai mult timp pentru a face modificările. Mecanismul care ar trebui pus în funcțiune odată cu acea prevedere din ordonanță este cât se poate de complicat. Am preluat propunerea și a rămas ca împreună cu ceilalți membri ai coaliției să analizăm și în funcție de decizia pe care o vom lua în coaliție să prorogăm, nu să o anulăm. Declarația vine după ce aleșii locali s-au plâns la întâlnirea de luni cu premierul că nu vor avea timp să actualizeze bazele de date cu noile informații în funcție de care va fi calculat impozitul. Este un efort pe care noi nu-l putem face până la 1 ianuarie și am cerut o reanaliză cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Administrației să vedem un termen de prorogare, cel puțin un an de zile, ca să putem pregăti aceste lucruri. Analiștii susțin însă că tocmai aceste modificări ar fi o soluție echitabilă de a aduce bani la bugetul de stat și că primarii cer o amânare doar din motive electorale. Nu este posibil să dai o lege și să dai seama după o lună că de fapt nu știi cum se calculează. Presiunea este foarte mare la nivel local, atât la PSD cât și la PNL, pentru a nu se trece la o astfel de impozitare. Da? Este, desigur, o mare eroare, pentru că în felul acesta continuăm diferențele foarte mari de a le avea dintre oamenii bogați și oamenii săraci din România. Deci PSD-ul renunță la ideea cu care a venit la guvernare de echitate socială. Schimbările la codul fiscal sunt prevăzute într-o ordonanță de urgență aprobată în urmă cu mai bine de o lună.